Sărut mâna, bună seara și bine v-am regăsit. E sărbătoare mare în fotbalul românesc și mai cu seamă în cel timișorean. Astăzi e ziua lui Poli, 4 decembrie 1921, data la care profesorul și matematicianul Traian Lalescu înființa secția de fotbal a Politehnicii Timișoara. Crescută inițial la umbra marilor concurente, Chinezul și apoi Ripensia, Poli avea să devină în scurt timp cea mai importantă echipă a Banatului. Prima performanță majoră însă se lasă așteptată. Ea vine în 1958, la capătul unui an în care știința, așa cum se numea echipa pe atunci, pierde campionatul la gol averaj, dar câștigă Cupa României într-un meci disputat la București cu Progresul. București, Știința Timișoara, în tricouri închise, și Progresul București în finala Cupei Republicii Populare Române. 1 dintre rarele momente când Știința a atacat cu întreaga înaintare a decis soarta jocului. Ultimele minute de joc găsesc aproape întreaga echipă Progresul în fața porții timișorenilor, dar egalarea n-a fost obținută. Astfel, Știința Timișoara își înscrie pentru prima oară numele printre câștigătoarele Cupei Republicii Populare Române. Rezultatele Științei din ultima vreme, dar mai cu seamă importanța pe care fotbalul începe să o aibă în comunitatea Timișoare, determină autoritățile să construiască un nou stadion, cel care avea să fie inaugurat la 1 mai 1963 și care avea să devină ulterior templul fotbalului bănățean și al lui Poli, acolo unde albi-violeții aveau să-și consume cele mai importante momente ale istoriei fotbalistice.
Emisiunea de astăzi este una despre povești de viață, despre importante mărturisiri pe care pelicula le păstrează după atâția ani. Una dintre cele mai frumoase povești e spusă de Aristide Buhoiu și are ca protagoniști pe patru dintre cei mai importanti jucători din istoria fotbalului de începuturi ale Timișoarei. Mă refer la Bindea, la Cotormani, la Sepi și la Deheleanu. Ultimul doi au evoluat chiar pentru echipa din anii 20 a lui Poli, urmând să fie transferați apoi la Ripensia, pentru a evolua la echipa națională la campionatele mondiale din anii 30. Povestea lor e despre fotbalul acelor vremuri și veți vedea că nimic nu s-a schimbat sub soare în ăști câți ani mai fi trecând de atunci, aproape 70. Există un anume ceas al zilei în care ai impresia că stadionul gol retrăiește în liniște momentele palpitante ale ultimului meci. Aparatul nostru de filmat v-a condus până aici. Vă facem invitația de a lua loc în tribune. Suntem la Timișoara într-o după-amiază când este programat un antrenament obișnuit al lui Poli. Aici, printre puțini spectatori, aveam să întâlnim pe câțiva din marii noștri internaționali de altădată. Microfonul și pelicula sunt gata să fixeze momentul. Dragi telespectatori, astăzi vă ocazionăm o reîntâlnire, dar și o întâlnire, cu patru jucători foarte cunoscuți din fotbalul nostru de acum 30 de ani. Spuneam o întâlnire pentru cei care nu au urmărit jocurile echipei Ripensia din anul 1935, 36, 37, 38. Dar în același timp o reîntâlnire cu cei care au urmărit jocul acestei formații timișorene și în general jocurile echipei naționale a României. Dar înainte de toate dați-mi voie să vii prezint. Silviu Bindea, Rudolf Cotormani, Vasile Deheleanu, Grațian Sepi. Patru nume care, desigur, vă spun foarte multe. Să începem cu cel care se zice că a marcat foarte multe goluri în porțile multor echipe, Silviu Bindea. Cum se face că reușea să marcați așa de des goluri? Păi am marcat foarte multe goluri pentru că mă pregăteam totdeauna foarte serios. Mă pregăteam, șutam la perfecțiune din toate pozițiile, din toate unghiurile. Pasam corect, reprimeam balonul foarte corect de la coechipier și plasam. Totdeauna mă gândeam, mă orientam. Când trejam la poartă, știam totdeauna, alegeam colțul unde să trag la poartă. Nu trejam niciodată la întâmplare. De ce se spunea că Silviu Bindea era de fapt un veritabil sprinter? Îmi cream situații, totdeauna îmi cream situații de gol. Adică niciodată în viteza mare depășeam adversarul și să aveam totdeauna un moment de gândire pentru a lovi balonul acolo unde doresc eu. Și în câte secunde alergați 100 de metri? Alergam cronometrat pe stadionul la NEF, la București, m-am cronometrat la 10 și 9 în echipament de fotbal. În echipament de atlet, desigur că și astăzi, și astăzi, cam în câte secunde ați alergat 100 de metri? Acum aș alerga, cred că în 13 jumate, în 14, dar nu pot, nu rezist 100 de metri în viteză. Cotormani râde. De ce? Cred că nu poate să fie. Ați jucat vreodată împotriva lui Cotormani? Da, am jucat la antrenamente. Și v-ați descurcat cu ușurință? Ei, m-am descurcat destul de bine. Ce spuneți? Nu cred. Care a fost cel mai bun apărător pe care l-ați întâlnit în cariera dumneavoastră în echipa adversă? În echipa adversă, cel mai bun fundaș pe care l-am întâlnit a fost Sesta de la Austria. În ce an se întâmpla? În 1933, când am jucat la București contra campionilor Austriei, joc 3-3, rezultat 3-3. Să rugăm acum pe Deheleanu să ne reamintească echipa de aur a Ripensiei. Zombori portar, Bürger, Hocșari fundaș, Deheleanu, Cotormani și Lacatoș halfi, Bindea, Beche, Ciolac, Șvarț și Dobai. Vreau să vă întreb încă ceva. Puteți să-mi spuneți totuși cum se face că în general Cotormani era un jucător foarte calm, deși în multe situații de apărare se cerea o intervenție promptă. Dumneavoastră vreți să-l caracterizați pe colegul dumneavoastră, Cotormani? Da.
Nu pot caracteriza, avea o statură înalt, peste 1,90 de centimetri, la cap era imbatabil, avea fuleu mare, picioare lungi, întindea, pe lângă el nu putea să treci prin dribling niciun jucător, era imposibilitate, pentru că îi trebuia să parcurgă o distanță atât de mare încât să putea regrupa toată apărarea noastră, se putea replia imediat. Eu mi-aduc aminte că nu putea trece. Mi-aduc aminte, vreau să spun, în copilărie, că alături de numele Cotormani, în mod obligatoriu, puneam și porecla de fachirul. Poate ne spune Cotormani de ce a fost supra-denumit fachirul. Jucând dincă Achinezu, în anul 1930, am jucat la Târgu Mureș, unde am dat foarte mult cap. Am folosit picioarele mele, așa cum a spus colegul meu, Bindia. Și la un moment dat, Ștreca Albi, care era adversar, s-a pronunțat așa: asta are un cap de marmură, picioare artificiale, ăsta e fachir. Și cu asta a rămas numele de fachir. Vă rog să spuneți câte meciuri internaționale, interțări, ați susținut? 26. Cotormani? Nu. Deheleanu? 7. Sepi Grațian? 25. Ar fi interesant de văzut cum l-ar putea caracteriza pe Sepi Grațian Deheleanu. În primul rând, un șuter de primul rang. O putere de pătrundere și de șut cum rar se întâlnește pe terenul de fotbal. Pentru el a fost o ușurință, ușurință să treacă de un adversar, de un fundaș, plimbând așa, ca și când n-ar fi avut nimic în fața lui. Și de la 20 de metri a fost în stare să trimită o bombă imparabilă. Care v-a fost colegul favorit în cadrul echipei Ripensia? Toți futbaliștii mei au fost, toți colegii mei au fost prieteni devotați și foarte buni, însă ce mai bine m-am înțeles cu cei de linie, cu Cotormani și cu Lacatoș. De ce oare Ripensia a fost într-adevăr o echipă mare? Ripensia a fost o echipă mare pentru că a fost într-adevăr o echipă. Au fost 11 prieteni. Când am ieșit pe teren, atunci cu toată dragostea, toată energia, cu toată hotărârea am jucat, așa e, cu un singur scop, în vederea de a realiza o victorie și de a juca frumos un joc la un înalt nivel fotbalistic. Se vorbea adeseori de schimbările senzaționale de scor realizate de jucătorii din formația dumneavoastră la Ripensia. Care a fost cel mai neobișnuit episod din cariera dumneavoastră? Mi-aduc aminte, în anul 1932, jucam la Toulon, în Franța, și adversarul, o echipă foarte bună, ne-a condus cu 35 de minute cu 1-0. Însă, datorită jocului de uzură pe care l-am practicat, așa, pur și simplu s-a sufocat adversarii și atunci, din două în două minute, marcam goluri, așa că, până la urmă, 12-1 i-am bătut. Dar ce însemna, de fapt, faimosul sfert de oră al Ripensiei? Sfertul de oră însemna un tempo infernal. Un tempo infernal unde toată echipa lucra cu o hotărâre și cu o energie extraordinară. Lucram pentru că aveam o pregătire fizică pentru 120 de minute. Deci noi, pentru noi, așa zicând, primele 40-50 de minute era joc de uzură față de adversar. Și atunci, pe sfârșitul jocului, după ce și-au epuizat forțele adversarii, atunci noi am început cu un tempo infernal. Făceam sprinturi fantastice, cădeau jos după noi, nu puteau să mai alerge, nu? Schimbau una după alta jucătorii, ieșeau de pe teren afară, că nu mai rezistau. Pur și simplu, la ritmul pe care l-am impus, nu mai puteau rezista. Se vorbește adeseori de faptul că ar exista chipurile, jucători cu calități într-adevăr deosebite pentru înscrierea golului. Dumneavoastră, mă adresez lui Sepi Grațian, credeți că ați avut calități deosebite în ceea ce privește marcarea de goluri? Să vă spui drept, când la început, când am început să joc fotbal, nu pot să spun că am avut calități, că a venit vorba aia de la țară și atunci am avut și eu prima dată acest joc. Datorită faptului însă că am avut o afinitate așa înspre trasul la poartă, m-am îndemnat să urmăresc cu multă atenție anumiți jucători care întrebuințau acest sistem.
De exemplu? De exemplu cum a fost Bețăr, l-am adunat pe el, pe Zemăr, de multe ori când am pitit, cum trăgeau din vole. Și asta m-a ambiționat și pe mine, ca să mă antrenez, să încep să imit. În primul rând, ca să fie un înaintaj de valoare, consider că, mai ales în tripletă, trebuie să posezi un corp, un fizic bun, să ai două picioare sănătoase, adică forța de sprijin să fie tot atât de puternică, atât pe mișor cât și pe celălalt picior. Din punct de vedere tehnic, trebuie să ai posez absolut toate detaliile tehnice, stopul, pasa, preluarea și mai departe, să ai un simț de orientare perfect pe teren, să știi să te plasezi, adică să calculezi unde trebuie să fie centrarea. Să anticipezi. Deci trebuie să cunoști și colegul tău de echipă, extrema care o ai, cum centrează, în ce parte. Cam trebuie să știi și calitățile lui. Iar cea mai principală, din punct de vedere psihic, condiție este ca să ai curajul răspunde, să te asumi răspunderea ta în careul de pedeapsă, acolo unde apărarea, într-adevăr, caută să numai să distrugă atacul. Care este recordul de goluri pe care l-ați realizat dumneavoastră? De la un singur meci? Da. Păi mi-aduc aminte că am jucat toată la Cluj când am plecat în 1929, acolo am jucat un joc cu Hagibor, cu o echipă care juca în campionat și am marcat 17 goluri. Într-un singur meci? Într-un singur meci. Da, da, din astea eu ți-am centrat vreo 12. Și la meciul cu Polonia, mă aduc aminte, 4 goluri am marcat, din care 3 Sepi și unul eu, cu Ungaria la fel. Sepi îmi plăcea să joc foarte mult cu el, pentru că el de la centrul terenului mă deschidea, o deschidere de 40 de metri, în plină viteză, treceam până pe la 8 metri, 10 metri în fața porții și acolo eu aruncam exact pe picior el, volei cu stângul, cu dreptul, bombă, gol. Care era execuția cea mai bună pentru Sepi? Voleurile cu stângul. Astea erau necruțătoare. Nu știu, din ori l-am văzut pe Deheleanu râzând, oare de ce? Bindea a uitat să amintească că la reîntoarcerea din turneul din Franța, unde am jucat la Subotița, și acolo am condus cu 3-0 și în repriza a doua am fost bătuți cu 6-3. Deci rezultatul a fost inversat. Ați uitat-o? Nu, n-am uitat. Într-adevăr, am condus cu 3-0, însă în a doua repriză am căzut total. Toată noaptea am călătorit, am sosit cu trenul din Franța după călătorie de 48 de ore și normal că repriza a doua n-am rezistat. Care este calitatea principală pentru reușită în fotbalul de performanță? O mobilitate desăvârșită trebuie să aibă un jucător de fotbal. Cotormani? Se păstrează calm 90 de metri. Ca dumneavoastră? De Helanu? O tehnică avansată, bazată pe, susținută de un, pe un suport moral, adică bazată pe un suport moral. Toate acestea spuse de colegii mei, fără o pregătire, cu toată conștiinciozitatea și cu o conduită morală, în viață nu folosesc la nimic. Și poate acum ar trebui să mai discutăm, știu eu, intrăm deja într-un aspect puțin mai delicat al fotbalului, ar trebui poate să discutăm despre ce vă place și nu vă place în fotbalul de astăzi. Mai întâi mă refer la fotbalul în general, fotbalul contemporan, față de fotbal pe care îl practicați dumneavoastră acum 30 de ani. Jocul de astăzi este, care o practică în general echipele noastre, chiar și echipa națională, un joc steril lateral. Nu joacă în adâncime, nu joacă la goluri, nu merge toată echipa în atac, nu? Au o tendință de joc de apărare, ceea ce în fotbal nu-i bun și cel puțin mie nu m-a plăcut niciodată. Dumneavoastră credeți că nouă ne lipsesc elementele dotate cu calități foarte nu bune? Nu ne lipsesc. Nu ne lipsesc. Din contră, eu consider, urmărind la televizor jocurile din campionatul nostru, văd că sunt elemente tinere excepțional de talentate. De exemplu? Cu calități frumoase. Așa cum este Dobrin, Părcălab, Sorin Avram. Așa. Ionescu, Dumitriu, Dumitrache și o serie de alte elemente tinere foarte, foarte dotate și talentate. Să fie foarte greu să fii antrenor al formației reprezentative? Da. De ce? Pentru că jucătorii nu sunt constanți. Noi avem jucători foarte buni,
dotat cu toate cele ce trebuie. Azi e foarte bun, dar mâine nu știu dacă e bun. De ce cauza? Asta e o enigmă și pentru mine. Nu sunt destul de conștient, nu se pregătesc așa. Azi pe mâine pierd din calitățile lor, mă rog, vezi, parcă nici nu mai recunoști. Așa, așa jocuri vedem și în televizor, mă rog, noi urmărim mai mult acolo, nu? Cred că eu și mentalitatea din jurul echipei. Niciodată nu suntem mulțumiți cu formația care o aliniază tehnicienii noștri. Totdeauna regretăm pe aia care nu joacă. Eu cred că după modesta mea părere, ca să fie antrenor federal astăzi e foarte greu, fiindcă nu avem un lot așa de mare de jucători. E foarte greu să te decizi astăzi pentru un centru ataș, pentru un inter, pentru un fundaș. Îmi aduc aminte că prin anii 1929 până în 32, când era selecționer unic Teofil Moraru, când i s-a pus întrebarea la ce greutăți are la formarea echipei, care are dureri de cap și așa mai departe, el a răspuns foarte simplu, că nu are nicio bataie de cap. Și doar când am nevoie de un centru la etaj, fac 4 bilețele, scriu numele pe ele, scriu așa, Barachi, Sepi, Ciolac, Ronai. Le pun în pălărie, le mese și scot un afară. A ieșit Barachi, foarte bine, joacă el astăzi. Aș vrea să încheiem cu câteva concluzii ferme discuția noastră. Cred că ar fi bine să discutăm mai puțin despre fotbal și să muncim mai mult. Eu consider că antrenorii echipelor divizionare ar trebui cu mai mult curaj să promoveze elementele tinere, să depisteze elementele tinere, că avem multe elemente tinere în provincie, în școli, elevii școlilor care practică fotbalul și la cluburi, jucători tineri. Însă, din păcate, nu se preocupă, preocuparea nu este destul de mare cu aceste elemente și dacă un jucător tânăr introdus în echipă, chiar în națională sau în echipă de club, dacă nu a jucat la nivelul, mă rog, cel mai înalt, atunci imediat este scos din echipă, ceea ce normal influențează extraordinar de mult asupra viitorului în materie de fotbal la jucătorul respectiv. Și atât, dragi telespectatori, că micul nostru colocviu cu Bindea, Cotormani, Deheleanu și Sepi Grațian se încheie. Anii 70 marchează începuturile galeriei din punct de vedere oficial pentru Politehnica Timișoara. Veți vedea că între condițiile pentru a face parte din această structură era să fii student, să fii elev sau să fii încadrat în muncă. O poveste frumoasă cu două personaje care apar în povestea noastră, unul dintre ele Eugen Săracin, primul lider al galeriei al Violete și un altul, cel care avea să devină cea mai importantă voce pentru performanțele obținute de Poli, crainicul radio Nicolae Secoșan. Dar pe stadioanele lumii nu lipsesc asemenea scene. Mânie, furie, acestea nu sunt cuvinte sportive. Singura mânie pe care o încerci când faci sport este aceea de a vrea să fii mai bun. Așa aprecia un fin observator fenomenele arenei de sport. S-ar putea să vă întrebați de ce toată această pledoarie pentru corectitudine în sport. Două sunt motivele. În primul rând, deoarece este potrivit ca tocmai astăzi, când fotbaliștii noștri se pregătesc să intre în vacanță, să nu uităm că în campionat s-au petrecut unele lucruri care au împietat tocmai spiritul de fair play. Apoi pentru că socotim de datoria noastră de a aduce în prim plan un gest și semnificația lui. Mai exact, este vorba de apariția unui club al suporterilor la Timișoara, care își propune să susțină acolo, în tribune, ideea notabilă că în orice împrejurare nu trebuie uitat că sportul este o întrecere corectă. Manifestarea spontană a tinerilor iubitori de sport din Timișoara ni se pare a fi reflexul unui matur fel de a privi lumea. Într-un cuvânt, o chestiune de comportament. Clubul suporterilor de care vorbim
are un regulament cu obligații, drepturi și răspunderi. Odată înscris în el, ești obligat să activezi continuu, în timpul liber, bineînțeles. Între obligații, reținem, adversarul nu este un adversar, ci partener de întrecere. Stimează. Și s-a văzut la finala Cupei României când, deși Politehnica Timișoara a fost învinsă, clubul suporterilor, tot din Timișoara, a salutat cu orale echipa victorioasă din Petroșeni. O altă datorire, arbitrul trebuie ajutat să fie corect. În sfârșit, o altă prevedere, în club sunt admiși numai cei ce au activitate clară, încadrați la muncă sau la studii. Desigur, ceea ce am văzut, am filmat la Timișoara, împreună cu operatorul amator Sandu Dragoș, de la cineclubul CFR, este un început. Dar un început care merită să fie continuat, amplificat, stilizat. Este dreptul tinereții de a fi cutezant, expansiv, dar în limitele corectitudinii, ale fair play-ului. Iată și câteva opinii culese la fața locului. Până la începerea meciului am mai rămas destule minute. Primii spectatori sunt deja în tribune. Între ei și, să spun așa, conducătorul clubului suporterilor, este vorba de Eugen Sărăcin. Profesiunea? Inginer. Am aflat cu surprindere că, de fapt, dumneavoastră constituiți pur și simplu o asociație cu statut, cu regulament foarte ferm, cu prevederi exacte. Vreți să ne spuneți? Ceea ce spuneți este un adevăr. Îl știu majoritatea timișorenilor și cel care interesează acest club. De fapt, nu suntem o galerie, suntem un club care vrem să ne manifestăm simpatia față de echipă și dragostea de, față... Sunteți puțin emoționat, nu? Probabil că urmează un meci foarte greu pentru Poli, sărim peste acest moment. Așa, începeam să discutăm despre prevederi. Care sunt lucrurile cele mai importante înscrise în regulamentul acestei formații, să zic așa, de suporteri? Păi primul și de fapt care este deviza noastră, să fim exemple de conduită în afara și în incinta stadionului. Întotdeauna adversarul este primit, nu exagerez dacă spun cu aceeași căldură ca și echipa noastră, dar diferența de manifestare pe care o facem este puțin perceptibilă. Vă numiți? Pascu Livia, elevă la liceul numărul 1 Timișoara. După cum am văzut, sunt destule tinere în această formație de suporteri ai clubului Politehnica Timișoara. Da, în rândurile galeriei timișorene sunt și multe tineri, după cum ați spus. Totul pornește de la pasiune. Pasiune și dorința de frumos. Sportul, în genere, prin definiție, este... se poate caracteriza prin frumusețe și cum... fetelor le place, sau nu numai fetelor, în general tinerilor le place frumosul, cred că asta ar fi o explicație. Pe colegul Nicolae Secoșan, desigur că îl cunoașteți din transmisiunile sportive radiofonice. Bănuiesc că adeseori, lucrând pe acest fundal sonor al galeriei timișorene, ai putut să găsești un adjectiv, un calificativ pentru ea. Care ar fi cel mai deosebit, cel mai pregnant, cel mai adevărat? Sigur că foarte multă lume vorbește despre fair play, din nefericire mult mai puțin o aplică. Nu e cazul galeriei timișorene. Și dacă aș încerca să folosesc niște superlative, sigur că n-aș ajunge niciodată la raiul de duminică al lui Belfegor, care în câteva cuvinte a sintetizat ce înseamnă fair play de fapt, ce înseamnă o galerie sportivă, ce înseamnă demnitatea cu care primești înfrângerea. Sigur că vă amintiți de înfrângerea Politehnicii în finala de cupă cu Jiul Petroșani. Așadar, fair play. Așadar, onestitate, dragoste pentru acești albi violeți și, eu știu, și la bine și la rău, alături de ei. Bună ziua, stimați ascultători! Vreme foarte bună aici la Timișoara, un gazon excelent, aproape 20.000 de spectatori și două formații care în aceste momente se află la marginea terenului pentru a intra în vederea disputării partidei Sportul Studențesc Politehnica Timișoara, unul din derbiurile studențești pe care le programează etapa de astăzi.
9 minute până la finalul primei reprize, egalitate 0-0 în întâlnirea Politehnica Sportul Studențesc și aici caracteristica dominantă mi se pare a fi dârzenia pe care o manifestă cele două formații. Ce găsiți dumneavoastră în manifestarea lor aici pe stadion? De ce ați venit? Ce v-a atras? Ce m-a atras? Tinerețea, elanul, dragostea lor unor jucători față de club, față de culorile clubului. Poate și spiritul nobil al sportului. Da, spiritul nobil al sportului, cum bine remarca acest mai vârstnic membru al clubului din tribune. Comportarea fair play a făcut ca spectatorii timișoreni să cucerească Cupa Iosif Peciovski, trofeu oferit de ziarul Sportul celui mai corect public. Este un început de drum care vrea să demonstreze că și stadionul poate fi o școală de educație civică. Puțină lume știe faptul că inițial culorile echipei de fotbal la Timișoara erau alb-negru. Ulterior, echipa și Timișoara întreagă avea să devină alb-violetă. În 1980, echipa pregătită de profesorul Jackie Ionescu câștigă Cupa României pe arena 23 august din București, în prezența a peste 60.000 de spectatori, între care mulți sosiți de la Timișoara. Cei trăitori ai acelor vremuri spun că mulți timișoreni au așteptat pe eroii acelei partide la gara din Timișoara și că au mers împreună cu aceștia până la rectorat, acolo unde au cântat inclusiv Gaudeamus Igitur. Povestea acelei finale, într-un rezumat cu comentariul de la fața locului, vă propun în această rememorare de suflet Politehnica Timișoara 99. Finala Cupei României, disputată între Steaua și Politehnica Timișoara, a fost comentată de Radu Urzicianu. Primul gol al acestei partide pe care îl realizează Stoica. 1-0 în favoarea echipei Steaua. Minutul 22, poate 23 al partidei. Angelini a respins Șerbănului. Cartonaș roșu acordat de arbitrul Nicolae Rainea jucătorului Răducanu pentru lovirea adversarului. Așadar, din acest moment, Steaua rămâne în 10 jucători. Marcel Răducanu părăsește terenul. El a comis o infracțiune pe care arbitrul Rainea a apreciat-o drept foarte gravă. Și-a lovit adversarul și a privit cartonașul roșu al eliminării. La 1-0, deci, pentru Steaua, formația care conduce rămâne în 10 oameni. Poate să fie un moment cheie al acestei finale. S-ar putea ca eliminarea lui Răducanu să relanseze finala, aducându-i pe timișoreni mai mult în atac decât au fost în aceste prime 27 de minute. Cartonaș galben acum pentru Păltinișan. Să sperăm că jocul nu va degenera. Iordănescu. Acceptat Nadu, acum la balon de Groschi. Ișan, Manea, Ișan și egalitate, șut puternic al lui Ișan, fundașul stânga al echipei Politehnica. Ișan s-a intercalat în atac și după o frumoasă combinație pe care o revedem,
șutează puternic. Iordache nu mai poate interveni. În imagine a Elenei. Bară, Sameș a trimis cu capul în bară și reluare în foarte că peste cap Adrian Ionescu. În imagine a rămas la pământ, dar să revedem șutul frumos al lui Sameș, cu capul era trimis în transversală. Nabi. Și situație foarte bună pentru Politehnica, dar Nedelcu n-a reușit să împingă balonul care i-a șters doar capul și a căzut în brațele portarului Iordache. A fost cea mai bună ocazie de până acum, de vedea secundă a oaspeților, urmată de această fază frumoasă de atac. A bucureștenilor, Soldată cu o lovitură de colț. La balon, Dumitru. Pe partea tribunei a doua a văzut gol. Revedem faza. Ultimul minut de joc, după care vor urma prelungiri. Zahiu, Zidu. Destul de periculos la semi-înălțime, mai ales că Suciu era mult afară din poartă. Revedem faza, acțiunea lui Vigu și șutul acestuia pe lungă stâlpul din stânga al porții lui Suciu. Contraatac Politehnica Timișoara. Centrare defectuoasă însă. Sameș, Vigu, a Elenei. Dombrovski. Și în acest moment, stimați telespectatori, se încheie cele 90 de minute regulamentare și arbitrul Rainea fluieră începutul prelungirilor. Vă reamintesc, 1-1 în finala Cupei României, Steaua Politehnica, și suntem în primul minut de prelungire. La balon, Dumitru. Vișan. Dembrovski. Angelini Dumitru. Pasă în adâncime pentru Adrian Ionescu și acum portarul Suciu ținită lui Șerbănoi. Angel câștigă duelul cu Florin Marin. Luca. A intrat în formația timișoreană și Roșca cu numărul 14 și ocazie mare pe care o ratează timișoreană. Dembrovski de la 5-6 metri n-a putut introduce mingea în poartă, de altfel vom revedea faza, centrare, Dembrovski, uiți! Timișan, cap și gol. În minutul 95 al partidei, așadar, în urma unei lovituri de colț executate de Dombrovski,
Paul Timișan marchează cu capul și echipa sa conduce cu 2-1. Iată faza. Câștigarea Cupei României aduce în Banat două dintre cele mai importante echipe ale fotbalului britanic. Mai înainte, o fostă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, Celtic Glasgow, de care Poli Timișoara trece în două manșe. 2-1 pierde Timișoara la Glasgow și apoi câștigă pe Dampăl Timișanu cu 1-0. Ulterior, sorții au hrăzit Timișoarei pe West Ham United. Rezultatele europene aveau să aibă însă consecințe în plan intern și veți vedea că Poli nu se descurcă la fel de bine în campionat. Cu farmecul de neschimbat de ani, profesorul Gic Ionescu trăiește momentele într-o înregistrare a peliculei din anii 80. Ne-am adresat profesorului Ion Ionescu, antrenorul principal al echipei Politehnica Timișoara, cu rugămintea. Cum s-au petrecut valurile de formă, aceste salturi și scăderi din ultima perioadă a echipei Politehnica Timișoara? Ca și întrebarea dumneavoastră, numeroși alți oameni de fotbal, specialiști, spectatori, în general opinia publică, este interesată să afle cauzele și contextul în care echipa a avut în acest final de toamnă, în această toamnă, fluctuații de formă, cauzele pentru care a reușit să se mobilizeze și să aibă eficiență în întâlnirile internaționale din Cupa Cupelor și totodată să aibă un randament slab în campionatul nostru național. E dificil, printr-un răspuns sau două, să lămuresc problema, dar cred că, având șansa fericită de a participa într-o competiție internațională, am angajat echipa într-un efort suplimentar începând din această vară, care s-a concretizat în antrenamente suplimentare, în întâlniri internaționale și turnee peste hotare. În general, într-o tensiune foarte ridicată, provocată de participarea noastră în competiția europeană. Acest lucru a fost spre binele participării la această competiție, pentru că echipa, în fața Celticului și apoi în fața echipei engleze West Ham, s-a mobilizat, s-a angajat bine în efort și credem că am putut să ne ridicăm la nivelul partenerilor noastre atât de cunoscute și de celebre chiar. Îndeosebi în meciul cu Celtic, echipa a jucat foarte bine, a jucat la nivelul acestei prestigioase echipe. Iar eliminarea ei, pentru cei care au văzut cele două jocuri de la Glasgow și de la Timișoara, n-a constituit o surpriză prea mare. Și acolo și aici am reușit, atât pe plan fizic, cât și pe plan tactic, să fim la nivelul partenerei noastre de joc. Cu echipa engleză am pierdut, să spunem așa, startul la Londra. Un început furibund din partea gazdelor a făcut ca la un moment dat să se rupă echilibru, aceasta firește și cu ajutorul arbitrajului, încât în 10 minute am primit 3 goluri, ceea ce a fost decisiv, după cum se va vedea, în economia celor două jocuri. La Timișoara ne-am ridicat peste condiția noastră obișnuită din campionat și am reușit să câștigăm meciul cu un 1-0, care ne bucură, dar nu asigură calificarea în turul următor. Noi, antrenorii, jucătorii și, în același timp, toți cei care răspund de pregătirea noastră, ne-am angajat cu un deosebit entuziasm în această competiție internațională. Fapt ce cred eu că a diminuat potențialul nostru de joc în campionatul intern. Cred că fluctuațiile de formă pe care le-am manifestat se datoresc, probabil, în mare parte, aceste concentrări excesive în competiția Cupa Cupelor. Ceea ce a diminuat, probabil, puterea de mobilizare, de concentrare în campionatul nostru intern. Nu constituie pentru noi o scuză acest lucru. Dimpotrivă, ne arată clar că pentru a intra în lumea mare a fotbalului trebuie să pregătim o echipă competitivă pe mai multe planuri, o echipă capabilă să reziste la eforturi prelungite și eforturi psihologice deosebite. Astfel ca ceea ce se câștigă pe de-o parte să nu se piardă pe de alta. Ne propunem ca în continuare învățămintele din această competiție să le folosim, să clădim o echipă solidă, o echipă capabilă să reprezinte cu mai multă demnitate și eficiență fotbalul nostru peste hotare, municipiul și clubul nostru. După cum și în campionatul nostru național să reușim să satisfacem exigentul nostru public timișorean, un public despre care aș mai vrea să adaug câteva cuvinte, și anume că
ne bucură foarte mult participarea sa entuziastă la succesele pe care le are uneori echipa noastră, adeziunea sa totală și încurajările pe care ni le aduce. După cum i-am dorit acestui public mai multă căldură în momentele de dificultate prin care inerent trece echipa noastră și trec și alte echipe de fotbal. Și aș putea să îi ofer acestui public un exemplu deosebit de plastic. La Glasgow, în primul meci cu Celtic, am pierdut cu 2-1, un rezultat favorabil echipei scoțiene, dar nu suficient de încurajator pentru manșa a doua. Conducătorii și jucătorii scoțieni erau oarecum decepționați după acest rezultat, dar publicul din Glasgow, publicul echipei Celtic, a continuat să-i cânte, să-i ovaționeze pe jucătorii echipei preferate. N-au apărut acele apostrofări frecvente pe alte stadioane. Din potrivă, s-a manifestat constant, echilibrat și tonic, chiar și în momentele mai puțin plăcute ale echipei lor. Cum s-au integrat cei doi jucători mai vârstnici, Dembrovski și Dumitru, în cadrul echipei? Dumitru, achiziția noastră din această vară, achiziția numărul 1 a orașului nostru, a creat probleme multe și plăcute echipei și publicului nostru. El s-a integrat relativ repede în atmosfera și climatul echipei. În momentul de față, ei sunt, ca să folosesc un limbaj fotbalistic, sunt corelați și omogenizați ca și cuplu tactic de jucători. Ați susținut ultimele întâlniri internaționale pe terenul din Anglia. Cum vedeți jocul echipei noastre naționale pe terenurile din Anglia în viitoarele confruntări? Cred că echipa națională în jocul din Anglia poate juca cu același randament ca și la noi. Am jucat la Londra și la Glasgow în această toamnă și specificul britanic în ceea ce privește publicul trebuie să totuși luat în considerare. Apropierea tribunilor de teren, zgomotul acestora, cântecele creează un element pe care trebuie să îl luăm în considerare și mi-aș permite să sugerez celor care conduc echipa națională să facă niște jocuri de pregătire cu această echipă în condiții similare Londrei și publicului britanic, adică în condițiile în care există tribune foarte aproape de teren și tribune zgomotoase. Bineînțeles, până în aprilie sunt suficiente prilejuri pentru astfel de jocuri, pentru că apropierea tribunei, în special tribunelor, peluzelor din spatele porții, creează elemente de perturbație foarte mari jucătorilor. Iar dacă sunt pregătiți, vor avea probabil mai puține emoții în fața acestei situații cu totul noi, pentru noi care jucăm cu tribune îndepărtate de spațiul de joc. Ce părere aveți de vecina dumneavoastră, UTA? Mă bucur foarte mult reapariția echipei din Arad și tentativa ei de a promova în prima divizie a țării și sper, m-aș bucura foarte mult de această promovare, pentru că UTA reprezintă unul din elementele de echilibru ale fotbalului nostru prin tradiția pe care a adus-o timp de 35 de ani în fotbalul nostru, prin rezultatele pe care le-a avut primarii jucători pe care i-a lansat. Totodată, publicul arădean, publicul din această parte a țării, își merită cu prisosință încă o echipă în prima divizie și această echipă aș vrea nespus de mult să fie UTA. Emeric Dembrovski a jucat acum 11 ani în echipa României cu echipa Angliei. Ne amintim cu plăcere de acel 1-1 din capitala Angliei. Ce șanse dai echipei noastre naționale pentru meciul din aprilie anul viitor cu echipa Marii Britanii? Am jucat acum 11 ani în Anglia și am obținut un rezultat de egalitate. Fotbalul britanic este pe angajament, și cred că noi putem să combatem cu actuala echipă națională combativitatea lor prin tehnică, prin tactică și cred că echipa națională care va juca în aprilie în Anglia are multe șanse să realizeze un rezultat tot așa de bun cum am făcut și noi acum 11 ani. Eu doresc mult succes. În anii 80,
Poli Timișoara era cunoscută drept echipa ABBA, după numele unei celebre trupe suedeze în vogă la acel moment. Motivul are legătură cu faptul că un sezon Poli evolua în divizia A, două în divizia B, după care promova din nou în divizia A. Într-un astfel de moment, în care alvioleții se pregăteau să facă pasul spre primul eșalon fotbalistic, se referă și materialul nostru următor, care l-are în prim plan pe eloul de la Guadalajara, omul despre care multă vreme se credea că are o statuie în Mexic, Emeric Dembrovski. Tăt Banatul Fruncea sună o vorbă de prin partea locului, iar fotbaliștii Politehnicii Timișoara nu se numără în niciun caz printre cei care ar vrea să o dezmintă. Dreptul e că ei nu sunt chiar Fruncea Frunce, întrucât sunt liderii uneia dintre cele trei serii ale eșalonului valoric secund și nu ai primei divizii a țării. Există deci perspectiva cât se poate de reală ca de la toamnă Poli să participe la campionatul diviziei A și atunci se va vedea cum e cu Fruncea Frunce. Deocamdată bătăria pentru promovare e întoi, universitarii clujeni ținând pasul cu colegii lor bărățeni în această aspră serie a treia, unde aproape jumătate dintre competitoare au fost divizionare A. Și a mai adăugat la activul bilanțului studenților competența, hărnicia și ambiția antrenorului Emeric Dembrovski, care în anul de când dirigează destinele echipei își recunoaște cu modestie caracteristică doar un singur merit. Acela de a fi construit o adevărată echipă în care toți jucătorii sunt prieteni. Adică a reușit să le insufle spiritul echipei naționale de la Guadalajara, printre ale cărei vedete s-a numărat. Tașe Dembrovski, să începem cu o întrebare de încălzire. Ce mai face statuia noastră din Mexic? Statuia mea n-am văzut, nu mai am auzit că există, dar pot să vă spun, după calificarea echipei naționale în Mexic, o să mă duc și o să văd, probabil. Atunci amânăm întrebarea pentru 2-3 ani. Ce intenționați pentru imediat următoarea perioadă? Pentru imediat următoarea perioadă intenționăm să câștigăm toate meciurile în deplasare și acasă. Oricum suntem hotărâți să nu pierdem niciun meci în acest tur, ca să avem o în acest retur, ca să avem o promovare spectaculoasă. Noi vă dorim succes, deși credem că nu o să vă fie ușor. Colegii noastre din Cluj vă suflă în ceafă, cum se spune. Un interviu pe care l-am luat lui Remus Câmpeanu ne anunța hotărârea lor fermă de a întâmpina cea de a 65 aniversare a clubului cu promovarea în A. Dumneavoastră ce ziceți? Eu spun cel mai bun să intre. Sperați dumneavoastră să fiți. Cum speră și clujenii și Remus Câmpeanu, așa sper și eu că suntem noi mai buni. Avem o echipă eficace, o bună atmosferă în echipă, o colaborare între jucător, antrenor, conducere și consider că am făcut o treabă foarte bună, că am reușit să apropii acest băieț. Asta cred eu că este principalul merit al echipei. Dacă ar fi să vorbim despre tactica de joc a echipei Politehnica din Timișoara, pare se că cel puțin în acest retur ea se rezumă la totul pentru atac, nu? Da, adevărat. Ținând cont că avem echipa destul de bună, am făcut în așa fel tactica de joc că totul se rezumă la atac. Avem un singur fundaj de meserie care este Șunda, fiindcă și Șerbănoiu provine din mijlocaș. Fundașul stâng am făcut dintr-o extremă, Lehmann. Pe Lehmann, da, și în returul campionatului acum și fundașul dreapta tot provine dintr-un mijlocaș, pe Deac. Tașe Dembrovski, foarte curând vom juca în Franța. Ce șanse credeți că avem acolo? După cum este pregătită echipa națională de Mircea Lucescu, consider că vom ajunge în primii patru. Anii 90 aveau să consemneze o nouă victorie istorică pentru Timișoara. După un 2-0 pe Dan Păltinișanu, Poli elimină pe Atletico Madrid, pierzând doar cu 1-0 pe Vicente Calderon. A fost o poveste frumoasă pe care o retrăim astăzi din vorbele unuia dintre cei mai iubiți antrenori ai Timișoarei. E vorba de Costică Rădulescu. Cu un neverosimil 2-0 câștigat la Timișoara Poli în fața lui Atletico Madrid pe 19 septembrie 1990 în turul întâi al Cupei UEFA. Alvioleții se calificau peste două săptămâni după un 0-1 în capitala Spaniei. Vă spun sincer că nu mă gândeam să ne calificăm. Singurul jucător
care poate că e și în glumă, dar și așa, care am trezărit că am putea să le facem o figură lui Atletico, a fost Vlaicu. Unul din cei mai în formă jucători la acea oră era Titi Varga. Ce ați simțit atunci când s-a accidentat la mijlocul primei reprize? Nu venea să cred că va părăsi terenul și că vom juca fără el. Atunci l-am tras pe Andreaș de la Libero și l-am trecut pe Crăciun. Andreaș a trecut fundaș dreapta în locul lui Varga și Ionuț la marcaș. Și pot să spun că Ionuț a făcut meciurile vieții lui și aici la Timișoara și la Madrid. N-am intrat de la început pentru că am avut o perioadă de accidentare și Neacu Sica a considerat că forma mai bună e cu Varga. Din fericire pentru mine, am avut șansa să intru și să fac un joc bun, dar jocul bun la meu a fost la Atletico. Care a fost adversarul tău direct? Rodax a jucat vârf. Austriacul Rodax. A dus în sezonul competițional la Atletico. Era pe vremea aceea gheată de argint. Din ce? Argint. Noi eram ghete de Timișoara. Partida de la Madrid ți-a adus o titulatura de eroul de pe Vicente Calderon. Sunt o parte modestea, am văzut o contribuție mare. S-a dictat penalti pe acel final de primă repriză de la Timișoara. Ce ai simțit? Normal trebuia să bată lovitura de la 11 metri Titi Varga. El fiind accidentat și scos de pe teren, eu mi-am asumat singurul răspunderea. Bineînțeles, înainte de meci, Neacu Sica Rădulescu ne-a zis care să batem, deci era Titi Varga, eu al doilea. Pe moment nu m-am gândit la nimic și eram sigur că îmi scriu. M-am uitat la portar, portarul s-a făcut că pleacă în dreapta lui, după aia l-am văzut că a plecat dinainte și am dat-o lejer lângă el. Era o centrare după partea dreaptă de la Vlaicu. Am apărut pe colțul lung, o lovitură de cap și s-a făcut 2-0. Era o atmosferă și văd că se menține și acum în cadrul jucătorilor o atmosferă bună, o atmosferă de performanță, o atmosferă propice rezultatelor. Eram o familie, să-i spunem așa, o echipă unită. Au existat presiuni asupra echipei înaintea meciului? Nu știu dacă la jucători, dar la mine a fost. A fost. Mi-au promis ceva, așa, nici nu vreau să pomenesc pentru că e... Să nu munciți o viață. Da, așa, și cu toate că, să știți, pe președintele Iesugil îl simpatizam și l-am apreciat că un om de fotbal, dar prin Viscreanu, care mi-a fost jucător la Bacău, să-mi transmită că vor să rezolve ceva deosebit, nu mai se lasă să meargă mai departe, să calice, că e păcat, zice, că ei au mai mari șanse decât noi. Zic, așa ceva nu pot să fac, așa ceva nu pot să fac, am ajuns aici cu echipa asta, ne jucăm șansa, el a avut presimțire că nu va fi ușor cu noi, pentru că a văzut echipa cum a jucat la Timișoara. Adversarul meu direct a fost Manolo, care era și în echipa națională la el, era mijlocașul dreapta. La meciul de aici, la Timișoara, nu prea am avut așa mari probleme, deci aici am jucat destul de bine. Acolo am avut probleme toată echipa, când ne-au dominat din minutul 1 până în minutul 93. Noi am fost cu soțiile acolo în acea deplasare, iar autocarul soțiilor și a suporterilor a fost part imediat după meci. Noi, practic, am jucat într-o formulă de două linii de apărare. Practic, 5 fundași, încă 5 fundași în fața noastră, practic 10 fundași am fost. Am încercat să apărăm acest rezultat pentru că știam că ei vor încerca să pătrundă mai mult pe centru, nu pe lateral, având în futre un jucător de geniu care putea să scoată din joc 2-3 adversari fără niciun fel de probleme. Mi-aduc aminte la acel meci, Neacu Sica nu l-a băgat pe Rosenblum, care era vârful nostru de lance, să-i spun așa. Și eu eram jucătorul cel mai avansat, jucând la vreo 30 de metri de partea noastră. Prima oară mi-aduc aminte că am jucat în nocturnă un meci, eram puțin, nu prea eram obișnuiți. La primul meci aici la Timișoara, când să intrăm pe gazon, în tunel, au început să
urle efectiv jucătorii lui Atletico. Pe ei, pe ei, ne uitam așa puțin speriați. Dar când am intrat pe teren am văzut că nu aveau mai mult de două picioare. Noaptea ne-a pus neacustică să păzim, să nu vină, eu știu, să ne corupă femei. Am stat până la 4-5 dimineața în hotelul Iesus Gil, a venit cu muzică. A fost frumos, atmosfera deosebită. Când am intrat pe stadion, strigau Ceaușescu, România, Ceaușescu. Atmosfera incendiară a fost. Aveau stadionul supraetajat și aruncau cu saci de confeti așa în aer și picau la el alții. Deci după gât, prin cap, aia m-a surprins foarte, așa, un spectacol deosebit a fost. Eu am calificat în cei doi ani premergătorii cupelor europene, am 30 și ceva de meci am jucat pe fiecare sezon și n-am apucat să joc. Poate a fost neșansă, venind în anul cu Atletico Jipa. Oricum a fost un portar mai experimentat decât mine. Nu mi-e rușine că am fost rezervă. Erai foarte tânăr atunci. Sigur, și eram bucuros și mândru că fac parte din colectivul care... O câți ani aveai? 19 ani. Mai erau vreo câteva minute și ne-a costit că zice, hai intră să tragem de timp. Dar m-am dus la arbitru de margine, trebuia să vină cineva cu mine să mă introducă, să scrie pe foaie, mă rog. Și zic, ne-am costit, că haideți cu mine. Ce? Păi îi spune că intre, deci nu mai avea curaj nici să iasă de sub bancă. Când trebuia să debutez și eu în cupele europene, bine, până la urmă am debutat la meciul cu Sporting, dar puteam să debutez mai repede. Unul dintre momentele importante în istoria recentă a Timișoarei e consemnat devenirea lui Anton Doboș dinpreună cu AEK București la Timișoara, readucând spiritul de luptă al acelor vremuri pe stadionul Dan Păltinișanu. Publicul îmbrățișează noua structură și mai mult decât atât, efervescența cuprinde întreaga regiune, iar vestea că la Timișoara se trăiește din nou intens fotbalul ajunge până în Ungaria. Televiziunea maghiară vine și realizează un reportaj despre atmosfera de la Timișoara și despre spectatorii ei, în condițiile în care echipa e tocmai preluată de unul dintre cei mai importanți investitori din istoria clubului. E vorba de Marian Iancu. Descoperim așadar personajele anilor 2000, dintre care nu lipsește, evident, unul dintre cei mai titrați antrenori români ai momentului. E vorba de Cosmin Olăroiu. Dacă ești timișorean, părerea mea este că trebuie să ții cu Poli. Este absolut fenomenal ceea ce se întâmplă în Timișoara cu acești 20, 30, 40 de mii de oameni. Am reușit să aducem Timișoara la același nivel cu galeriile din Occident. Oamenii vin la stadion ca la spectacol. E cultura aceasta, nu, a bănățenilor. Așa cum este teatru, filarmonica, opera, Poli reprezintă o nevoie spirituală a populației din oraș. Astăzi ca și mâine, cururi și acum. Nu simți cu adevărat decât atunci când vii aici, când simți cu adevărat acest fenomen, că practic aici nu este fotbal, este fenomen. Lumea se adună pentru un meci din divizia A. Poli Timișoara joacă pe teren propriu cu o echipă moldoveană, cu Bacău. Ca întotdeauna, oamenii vin pe stadionul Dan Păltinișanu ca la o sărbătoare. De-a lungul anilor, Poli a avut întotdeauna un public de elită, un public ales, un student în primul rând și în general intelectuali. Bineînțeles, spectatorii, ca peste tot în lume, au fost eterogeni din toate categoriile, dar a predominat partea asta de elită a societății. Motiv pentru care și comportamentul publicului timișorean și în special al galeriei este cu totul neobișnuit pentru România, dar cred că și pentru multe alte locuri din Europa. Predomină aplauzele, predomină încurajările, cântecele, manifestele de bucurie. Ce să vă spun, la Timișoara, publicul se bucură de fotbal. În toată lumea și în toată țara, nu e niciun de ca la Timișoara.
și să te știe în lumcinat pe toată lumea. Vin familii întregi, vin oameni cu prietena, vin oameni cu soția, vin oameni cu copiii să participe la un spectacol. Vin ca la teatru. Asta este ceva extraordinar. Nu cred că se mai întâmplă în România, în altă parte, pe niciun stadion. Adică să poți să-ți aduci familia la un meci. Văd că iubirea față de echipă se transmite și, din, și pentru... De la bunic, la nepot, la nepoată, la fiu... De 40 de ani nu vedem decât echipa Poli. I-am văzut pe suporterii lui Poli și în campionatele trecute, atunci când practic au revenit în divizia A, la un moment dat erau mult peste valoarea echipei și cred că Poli a rămas în divizia A în principal grație suporterilor. Nu cred că am văzut vreodată pe vreun stadion ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Steaua de acum un an și jumătate, atunci când la 8-0 pentru Steaua aici, pe Dan Coltinișanu, pe o ploaie infernală, 40.000 de oameni cântau Poli. Este pur și simplu de necrezut că în România, unde suporterii din alte locuri așteaptă jucătorii afară să se răfuiască cu ei, îi huiduie și așa mai departe, să vezi practic o demonstrație de loialitate și de dragoste incredibil, așa cum vezi, meci de meci. La Timișoara este ceva special, este cel mai vestic punct fotbalistic al țării și se demonstrează acest lucru în primul rând din tribune. Ale, forța viola, ale! Alin Boldura, tânărul absolvent de Politehnică, este printre liderii galeriei încă din 1990. Întrunind simpatia fanilor, și azi conduce corul și coregrafiile Peluzei, care este cunoscută sub denumirea de Comando Viola Ultra Curva Sud. Cuvântul ultra subliniază radicalismul moderat, viola reprezintă culorile clubului, iar curva sud s-a împrumutat de la tifosii din Roma, însemnând curba de sud. Galeria era situată la tribuna a doua, între ceilalți spectatori. Eu cu câțiva băieți, în anii 90, preluând modele din Iugoslavia și Italia, am mutat galeria la meciul din cupă cu Atletico Madrid și Sporting Lisabona, am mutat galeria în peluză și atunci am luat denumirea de Comando Poli. Am fost primii care am reușit anumite coreografii cu baloane, cu plăcuțe. Aici amintesc meciurile cu Dinamo din sezonul 95-96, cu Steaua din acel an și anul 96-97, în care s-au realizat coregrafii destul de speciale în domeniul ultrașilor. Te simți plăcut și te simți foarte surprins când ai 40.000 de oameni în spate și îi faci fericiți. E o bucurie imensă și personal e singurul lucru care mă motivează. Ei niciodată nu ne apostrofează, nu huiduie, nu vorbesc, nu strigă trivialități. Ei vin să ne încurajeze și nu interesează altceva decât Poli. Știam că este un public minunat aici la Timișoara, care a contat enorm în decizia mea de a veni aici la Timișoara, de a juca pentru Poli. Cum ați putea califica publicul din Timișoara? Extraordinar. Cred eu că este numărul 1 în România și ăsta este criteriul. Și Craiova au un public extraordinar și echipele din București, dar această sportivitate și acest fel de a-și încuraja în permanență echipa, cred eu că îi detașează puțin față de ceilalți. În peluza sudică se intră cu o singură lozincă. La Timișoara nu se discută, se iubește, citim pe unul dintre site-urile suporterilor. Spectacolele create pe stadion necesită o organizare minuțioasă. Galeria din spatele porții se compune din cel puțin 15 facțiuni, fiecare având rolul lui propriu. Unii compun versurile, alții pregătesc steagurile sau afișele uriașe. Suntem galeria care se finanțează singură prin contracte de sponsorizare, prin donațiile membrilor, prin cotizațiile pe care le plătim, deci nu suntem susținuți de club, nici nu dorim acest lucru, am jurat să ne păstrăm autonomia față de club, să nu influențăm
ca aceștia să intervină cu fonduri, să ne ajute. Singurul lucru care îl fac este că ne ajută cu deplasările, unde suportă mare parte din deplasările suporterilor. Și la asta am ajuns la înțelegere, prețul biletului în peluză era de 40.000 în turul campionatului și noi am cerut să se mărească la 70.000 și diferența de 30.000 să suporte clubul, tot din fondurile pe care noi le aducem clubului, să suporte deplasările pentru noi. Jackie Ionescu este o figură legendară a fotbalului românesc. Domnul profesor comentează meciurile echipei săptămână de săptămână în studioul din Timișoara al televiziunii române. Numele lui se împletește cu ultimul secol al clubului Politehnica Timișoara, înființat în anul 1922. Cu toate că Poli pe plan intern niciodată n-a reușit să obțină titlul de campion, pe plan internațional se laudă cu două rezultate remarcabile. În anul 1980 a eliminat din cupele europene pe Celtic Glasgow, iar în 1990 pe Atletico Madrid. Am promovat cu echipa de 3 ori. Am jucat 5 finale de cupă ale României, am câștigat o finală. Am jucat în cupele europene pentru prima dată. Politehnica în cupele europene, cu echipe importante ale continentului, Celtic, Glasgow, West Ham, Londra, Real Madrid, echipe bune. Am reușit și performanță, am eliminat Celtic-ul pe timpul ăla campioane Europei. N-am pierdut cu Real Madrid, am făcut egal acasă. Mă leagă foarte mult de performanțele acestei echipe, de altfel și viața mea se confundă cu Poli, cu Politehnica. Aspirațiile mele umane s-au identificat întotdeauna cu dorința de a face performanță la Politehnica. În anii 70, când am lansat echipa spre fotbalul internațional, aveam un public asemănător. Pentru prima dată, atunci m-am implicat și eu în inventarea unei galerii neobișnuite, care scandează, cântă, încurajează și aplaudă. Atunci a fost primul model de public civilizat în România. Țin minte că am jucat la București o finală de cupă a României, pe care am pierdut-o. Am pierdut-o cu 4-2. Iar după meci, publicul nostru, în număr de câteva mii, venit la București, ne-a aplaudat, a scandat numele nostru, ne-a mulțumit că am ajuns în finală. Față de multe alte cluburi care, în fața unei înfrângeri, reacționează prin publicul său negativ, ostil. Spre unele echipe mari din București, în special Steaua și Dinamo, cele două echipe teroriste ale fotbalului românesc timp de 50 de ani, care au câștigat campionate prin mijloace incorrecte, care au luat jucători din toată țara, de la toate echipele, care au slăbit fotbalul românesc ca să se întărească ele. Și ele au declanșat în Timișoara o ostilitate deosebită, care se menține și acum. Noi nu avem nimic Timișoara cu Rapid București sau cu Sportul București. Echipe frumoase, corecte, de tradiție. Iar cu UTA avem o rivalitate, ca orice rivalitate între două orașe vecine. Peste tot, în lume, uitați, Barcelona, Real Madrid și așa mai departe. Între echipele învecinate sau importante sunt rivalități. Meciurile mele cu Dinamo au fost în toate lupte sportive și într-un fel politice, care începeau înaintea meciului cu solicitarea ca să cedăm meciul, care se continuau cu amenințări, cu suspendări. Dar eu am rezistat și n-am pățit nimic. Contra Stelei și a lui Dinamo am jucat întotdeauna corect. N-am cedat niciodată influențelor și presiunilor. I-am bătut de câte ori am putut. Iar pe Dinamo i-am bătut de mai multe ori decât am primit bătaie. Nu mi-a fost teamă niciodată. Și în plus de asta, am reușit prin această atitudine să demonstrez că nu se întâmplă nimic, nu se întâmpla nimic atunci dacă celelalte echipe care au cedat și au plecat steagul în fața Dinamoului, nu se întâmpla nimic dacă se opuneau și opuneau rezistență. Însă, n-au avut tăria asta. Noi am avut, noi și acum, Timișoara și Poli, avem ca meciuri supreme în campionat, meciurile cu Dinamo, în special cu Dinamo, cu Steaua mai puțin, dar cu Dinamo este mai mult decât fotbal. Este o nevoie de revanșe continuă. Oficialitățile comuniste, în meciurile cu Dinamo, țineau cu Poli, țineau cu Timișoara, în mod tacit, în mod ascuns, ne încurajau. Țin minte că după ce am bătut odată pe Dinamo aici, într-un meci dramatic,
primii oameni care au venit în vestiarul meu să mă fericite au fost ofițerii de poliție ai orașului. Bine că i-ați bătut, domnule, un profesor. Bravo! Ai dracului, bine că ați scăpat de ei. Da, erau mulțumiți în sinea lor. Sigur, în exterior se manifestau neutru. Niciodată nu ne-a obligat nimeni din Timișoara să cedăm meci sau să ajutăm Dinamo. Poate asta ne-a și ajutat să opunem rezistență. După Revoluție, Politehnica și orașul Timișoara, pe plan fotbalistic, nu s-a adaptat imediat cerințelor capitaliste. N-a reușit să integreze, n-a reușit să mențină la Politehnica finanțarea. Așa că Politehnica, an de an, după Revoluție, s-a degradat. Până la retrogradare în divizia D. Moment în care a apărut salvarea. O echipă din București, promovând în divizia, neavând nici bani, nici spectatori, a simțit nevoia să se mute undeva. A venit la Timișoara, unde a întâlnit un mediu extraordinar de favorabil, public, condiții materiale, interes, sprijin, multă dragoste și acel poli, noul Politehnica, s-a dezvoltat. Istoria recentă a clubului este marcată de Anton Doboș, fostul internațional din generația de aur a fotbalului românesc și a mutat echipa din București în Timișoara în anul 2002. Și noul născut a fost înfiat repede de pătimașii bănățeni. Sub denumirea de Poli AEK a început o nouă epocă. Stadionul s-a umplut ca înainte și se pare că fotbalul bănățean a renăscut din propria cenușă, asemănător pasărei Phoenix. Anul ăsta a mai apărut o fază importantă. A apărut un mare investitor, un mare finanțator, așa zisul om cu bani, care a investit în echipă câteva milioane bune de euro și care a relansat echipa, să sperăm, spre locurile fruntașe în anii care vor urma. Au fost aduși jucători internaționali, se fac investiții la stadion, se modernizează baza de pregătire și de joc. Este o mică revoluție în sport, în fotbal, în momentul ăsta în Timișoara. Iar publicul este cel care obligă toată lumea. Obligă primăria, prefectura, obligă toți conducătorii orașului să facă ceva, să sprijine fotbalul. Printre achizițiile de iarnă se numără și fotbaliști consacrați pe plan internațional. Viorel Moldovan cu 70 de selecții națională, Cosmin Contra de la Atletico Madrid, un bănățean autohton, sau Ovidiu Petre sunt cele mai evidente dovezi că noii patroni au investit cu gândul la planuri îndrăznețe. Noi stăteam în divizia de tot timpul cu gândul la retrogradare, să ne salvăm de la retrogradare. Odată cu apariția noilor investitori, cu aducerea atâtor jucători noi buni, de calitate, cu Cosmin Contra și Vio Moldovan, jucători care nu mai are rost să-i prezentăm, sigur mi-a apărut și mie motivația, m-a făcut să... Mi-a venit și plăcerea de antrenamente, plăcerea de a juca. În timpul anului acesta, nu, am fost împrumutat în Anglia, la West Bromwich Albion. Cei din Anglia au decis în ianuarie să încheie colaborarea, nu? Și atunci, printr-o serie de fapte care s-au întâmplat, făcându-se echipă bună aici la Timișoara, eu vreau să mă întorc puțin, să stau cu familia, am și niște probleme personale, am decis că cel mai bun lucru e să mă întorc acasă și să încercăm să facem o echipă bună aici la Timișoara. Continuăm, dacă se poate, din victorie în victorie. Fotbalul, cum am mai spus, este imprevizibil, se joacă pe teren. Trebuie tratat fiecare meci cu maximă seriozitate, cu atitudine exemplară pentru a avea performanțe și pentru a practica un joc bun și a obține victorii. Noul antrenor Cosmin Olăroiu are 36 de ani. Specialiștii în fotbal susțin că este unul dintre tehnicienii tineri de mare speranță. Să fiți foarte atenți aici în spate. Ori pleacă mijlocașul central cu el, ori vorbește fundașul central și spre el. Ca să vină la Timișoara, a părăsit FC Național o echipă creată de el. Însă la București i-au lipsit suporterii. Greu, pentru că eram locul 2, puteam lupta pentru titlu și eram în semifinalele cupei.
dar m-am gândit că aici se pot face mult mai multe lucruri, pentru că Timișoara e un oraș care iubește fotbalul și cred eu că datorită acestui lucru sunt foarte, foarte mulți fani ai echipei. Eu aveam nevoie de această susținere a publicului în crearea și realizarea unui proiect, mai ales cu echipă din provincie, ținând cont că în ultimii 15 ani nu s-a mai câștigat nimic de către o echipă din provincie. Secretul lui este că îi place foarte mult să facă ce fac și cei de afară, nu? Și să impună o mentalitate de profesionist jucătorilor, să facă antrenamente plăcute și antrenamente tactice și antrenamente ce se fac în străinătate și este foarte, foarte meticulos. Îi place mult să studieze adversarul, îi place mult să citească ultimele cărți apărute în domeniul antrenoratului și eu cred că ăsta e secretul lui. Este adeptul noului, totdeauna lucrează tactic și noi metode, noi de antrenament și acesta este benefic și pentru jucători și pentru echipă. Pentru că atâta timp cât ești interesat de muncă, e imposibil să nu reușești. Vă antrenați altfel decât înainte? Da, altfel. Alte condiții, alte metode de antrenament, mai noi. Nu ne așteptam să ne înțelegem chiar așa de bine din primele trei, să zic, suntem de trei luni aici, primele trei luni. Colegii și care au venit cei noi sunt colegi foarte buni și ne înțelegem foarte bine și eu zic că asta e cel mai important pentru a crea o echipă competitivă și a face performanță la poli. Iată că venirea noastră aici a fost să creăm, să scăpăm în aceste 6 luni de retrogradare, iar în anul următor să creăm o echipă cu adevărat competitivă. Dacă se va putea obține în anul următor o performanță, ar fi extraordinar. Dar obiectivul nostru este 2006-2007 pentru atingerea unei performanțe. E cel mai frumos când câștigăm și facem turul de onoare și lumea ne aplaudă în picioare și ne ovaționează și e un sentiment pe care mi-aș dori să-l trăiesc cât mai mulți ani de acum încolo. Avea nevoie România de o echipă la nivelul publicului de la Timișoara? Suntem alături de ei, chiar dacă se va întâmpla să aibă și eșecuri, că se mai întâmplă. Asta e sportul. Sper ca Poli să devină o forță în divizia, pentru că ar fi nemaipomenit ca o echipă de provincie să poată să pună probleme într-adevăr echipelor din București. Veniți cu noi, tineri din Timișoara, să arătăm. Domnilor și domnilor, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. În mod normal ar fi trebuit să deschidem șampania, confetile, pentru că e zi de mare sărbătoare. Sperăm ca poveștile, sperăm ca imaginile și istoriile pe care le-am trăit astăzi împreună să vă vorbească celor care n-ați prins momentele astea despre ceea ce înseamnă spiritul unui oraș, spiritul unei echipe. Chiar dacă paharul ăsta e plin cu apă, important e să nu ne îmbătăm cu ea rece. Domnilor și domnilor, la mulți ani, Poli, noastră sănătate, să ne revedem cu bine. La mulți ani!